am început să vizităm copilașii o dată pe săptămână în spital ca să-i cunoaștem mai bine și deja sunt parte din familia noastră și noi din familia lor, pentru că ne cunoaștem de atâția ani. Din păcate, numărul lor crește, dar ne bucurăm să îi vedem și să le aducem bucurie, pentru că despre asta este vorba în asociația noastră, despre o bucurie pe care vrem să o considerăm ca un medicament, o bucurie care să îi ajute să lupte cu boala necruțătoare. În 2019 am pus piatra de temelie. Acum, în vara aceasta, o să finalizăm tabăra. Noi am deschis-o parțial anul trecut, când am avut căsuțele gata pentru întâlnirile de o zi cu copilașii, zi plină de distracție, de jocuri. Anul acesta, în sfârșit, ne vedem visul împlinit. Tabăra o să fie construită și o să avem primele două săptămâni în tabără cu copilașii. Tabăra va găzdui timp de o săptămână 16 copilași, pentru că avem 4 căsuțe cu o capacitate de 4 copilași. Bineînțeles că asta o să se întâmple vara și ne-am propus ca primăvara și toamna să facem și weekendurile cu familiile. Într-un weekend o căsuță va fi ocupată de o familie, pentru că, așa cum mai spuneam, noi suntem o mare familie acolo și vizitându-i acasă, înainte de fiecare sărbătoare, acesta a fost al 6-lea an în care ne-am dus în toate județele Olteniei cu cadouri de Crăciun și de Paște. Relațiile noastre cu ei sunt foarte strânse. Așa că o să fie și aceste weekenduri cu familiile, pe lângă taberele propriu-zise, în care o să fie doar copilașii bolnavi. Ce activități veți face acolo pentru a le înfrumuseța cât de cât viața și a-i face să uite pentru puțin timp de boală? Noi avem mulți prieteni care ne ajută la activitățile pe care le facem în ieșirile cu ei, că avem cățelușii de la Asociația Cățelușilor de aici din Craiova, că avem Teatru Colibri alături de noi, magicieni, tot felul de firme care ne ajută cu distracția, plus o să facem tot felul de ateliere, așa cum le susținem și în tabăra din spital, în care o să pictăm, o să colorăm, o să cântăm, avem tot felul de jocuri. Ei sunt atât de dornici de joacă în urma timpului de izolare din spital, încât ne primesc tot timpul cu brațele deschise și în privința distracției nu ne facem griji. De unde vin fondurile? Pentru că pentru a construi această tabără este nevoie de bani. Da, este nevoie. Pot să spun că ne-a fost foarte greu la început, când aveam totul numai pe hârtie. Cu timpul am reușit să strângem oameni frumoși alături. Numărul acestora a crescut. Bănuiesc că primiți și voluntari alături de dumneavoastră, pentru că e necesar. Da, bineînțeles. Voluntarii tot timpul sunt necesari. Acum, de curând, ni s-au alăturat elevii de la Colegiul Militar Tudor Vladimirescu pentru întâlnirile cu copilașii din spital. Deci ajutorul nu poate fi doar unul material, poate fi de orice natură, că este vorba de distracțiile alături de copii, că este vorba de drumurile cu care îi ajutăm de la spital acasă și de acasă la spital, pentru că mulți nu sunt din Craiova, sunt din toate județele Olteniei, că îi ajutăm cu pachetelele, tot timpul este nevoie de voluntari. Asociația noastră funcționează 100% pe bază de voluntariat, niciunul dintre asociații, inclusiv membrii fondatori, nu are nicio remunerație. Singura noastră remunerație sunt zâmbetele și bucuria pe care o aducem copilașilor.